A fost desfășurare de forțe la baza militară Mihai Cocălnicianu din Constanța cu ocazia ceremoniei de prezentare a drapelului de luptă al unității americane. Militarii au făcut mai multe exerciții spectaculoase, iar în cadrul evenimentului a fost organizată și o expoziție de tehnică care a inclus elicoptere de atac, tancuri și alte vehicule. Premierul Ciucă a declarat în fața militarilor americani că abordarea unitară a flancului estic este cea mai eficientă modalitate de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO. Contramobilitate și supraviețuire. Și mijloace aparținând Brigăzii 2, Combat Team din cadrul Diviziei 101, aeroportate americane dislocate în România, în țara noastră, au desfășurat un exercițiu demonstrativ alături de militarii Brigăzii 9 mecanizată Mărășești. În cadrul evenimentului a fost organizată și o expoziție de tehnică care a inclus elicoptere de atac, tancuri transportatoare anfibii blindate, elemente de artilerie și de artilerie antiaeriană, precum și echipament specific de geniu și de acordarea primului ajutor din dotarea subunităților române și americane participante la exercițiu. Și abilitatea de a ocoli anumite obstacole. Forța de asalt terestră începe atacul peste zona de portare a cursului de apă din stânga dumneavoastră. Ca răspuns la războiul Rusiei împotriva Ucrainei, NATO și-a consolidat semnificativ prezența în partea de est a alianței noastre cu mai multe trupe, prezență maritimă și avioane în patrulare. Această activitate de vigilență îmbunătățită permite forțelor să abordeze un spectru larg de amenințări, de la tactice la strategice, care provin din mai multe direcții, au transmis reprezentanții NATO. Prezent la eveniment a fost și premierul Nicolae Ciucă. Acesta a vorbit despre importanța parteneriatului României cu NATO. Abordarea unitară a flancului estic este cea mai eficientă modalitate de a apăra fiecare centimetru de teritoriu al NATO, iar summitul de la Madrid a marcat nașterea unei noi etape de descurajare și apărare colectivă. După 25 de ani de la semnarea parteneriatului strategic SUA-România, președintele Biden a reiterat la Madrid angajamentul ferm al Statelor Unite ale Americii față de securitatea regiunii Mării Negre, anunțând acțiuni suplimentare pentru întărirea descurajării și apărării NATO, contribuții care sunt de o importanță capitală. Președintele Biden a reiterat angajamentul SUA față de România.